Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am regăsit la Actualitatea Românească. Iată, ne revedem după aproape o săptămână foarte agitată, din toate punctele de vedere. O săptămână care a născut mari patimi după ultima emisiune pe care am făcut-o, mai ales începutul ultimei emisiuni pe care am făcut-o, cea legată de extremismul românesc, cea legată de PRM, de Vadim Tudor. Constat cu tristețe că trăim într-o lume tot mai violentă, tot mai abrutizată, că tendințele extremiste se accentuează foarte mult, nu numai la noi, în România. Trăim într-o lume în care starea de nervozitate crește de la o zi la alta. Sunt nervoși musulmanii, sunt nervoși europenii, sunt nervoși creștinii, sunt nervoși coreenii, sunt nervoși japonezii, sunt nervoși chinezii, sunt nervoși rușii, nervoși americanii, nervoși musulmanii. Toată lumea e nervoasă, toată lumea e supărată pe cineva și problema nu este doar că e supărată. Problema este că gradul de nervozitate crește de la o zi la alta. Începe să miroasă a extremism, a violență, a ură. Ceea ce se întâmplă la ora actuală în toată lumea nu face altceva decât să dovedească încă o dată că ne îndreptăm cu pași mari spre un nou război mondial. La ora actuală, pe plan mondial și național și european, se regăsesc exact aceleași tendințe extremiste, violente, agresive, care se regăseau și în anii 1930-1939. Plecând de la o criză economică foarte puternică în 1929, după aia, în anii ce au urmat, pentru că cea mai mare criză de la începutul secolului 20 a durat 3-4 ani, a urmat o perioadă foarte agitată în care tendințele extremiste s-au exacerbat. Exact același lucru se întâmplă, iată, parcă tras la Indigo acum. După criza din 2008-2009, a început lumea să se reîmpartă, au început să se creeze noi alianțe, să apară noi conflicte și toate astea dintr-un singur motiv. Ca și în anii 30, lăcomia și jaful pe care cei mai puternici de pe planetă intenționează să-l facă, punând laba, acaparând țări, state, popoare, continente. Exact la fel cum în anii 30 Hitler visa să cucerească toată lumea prin forță, prin arme, exact la fel procedează americanii încercând să pună mâna prin forță pe tot petrolul și gazele arabilor. Sigur că da, ei justifică chestia asta. Ei zic că lasă bă, de ce să aibă nespălații ăștia petrol și gaze și bogății să nu le avem noi ăștia la alții, civilizații. E foarte discutabil cât de moral este un astfel de război și un astfel de jaf. Dar toată această acțiune pe care au început-o americanii în urmă cu aproximativ 15 ani de cucerire a bogățiilor statelor arabe, iată duce astăzi spre exacerbarea conflictului. Conflictul se întinde. Se ajunge la normal, extremism arab. De ce? Pentru că cine seamănă vânt culege furtună. Nu poți să treci țările astea prin foc și sabie și să te aștepți că poporul arab va sta impasibil, cu minte și va accepta să fie distrusă viața lor, să le fie omorâte familiile, să le fie dărâmate casele, să le fie distrus tot viitorul. Sigur că da. Luptă precum partizanii în cel de-al doilea război mondial. Cu ce arme au? Și cu atât mai mult când, iată, chiar Statele Unite înarmează, creează, atenție, creează forțe teroriste gen ISIS. Sigur că le-a creat pe acești ISIS, pe acești teroriști, i-a creat ca să le slujească interesele în Siria. Numai că între timp lucrurile s-au cam nasulit, n-a ieșit așa cum au vrut ei. Și totuși, chiar și acum, Statele Unite apără ISIS ca nu cumva rușii să se dea la ei.
Citeam o știre ieri, uimit, pur și simplu perplex. Trupe americane apără orașul Alep, fieful trupelor teroriste ale ISIS. Le apără ca nu cumva să se ducă rușii peste ei. Este de noaptea minții. Deci americanii, la mod declarativ, sunt împotriva terorismului, ci că ar lupta chiar împotriva ISIS, trimițând câte un avion odată la 30 de zile să arunce câte o bombă în deșert. Dar când vine de lupta, când vine vorba ca rușii să lupte împotriva ISIS, ei, americanii, fac scut și apără fieful lor. Este incredibil. Americanii sunt cei mai supărați că rușii au hotărât să se implice și să lupte în mod direct împotriva ISIS, în loc să se bucure. Curzii, care sunt singurul braț înarmat terestru al forțelor anti-ISIS, sunt bombardați de către aviația turcă și americană și sunt decimați pentru că luptă împotriva ISIS. Pe de altă parte, fundațiile miliardarilor americani neoconi sprijină, ajută poporul sirian și libian trecuți prin aceste războaie de cotropire, îi sprijină, îi ajută să emigreze în Europa. Și iată cum se transmite acest microb al războiului, al urii și intoleranței din lumea arabă în Europa. Și acum e divizată Europa. Europa se vede pusă în fața unui fapt deosebit de grav. Invazia unui popor, a unor emigranți care sunt de cultură total diferită de a noastră, nu numai total diferită, dar și antagonică. Pentru că musulmanii și creștinii niciodată nu s-au iubit între ei. Ei bine, noi trebuie acum, vrem nu vrem, să luăm la noi în casă pe unii care ne urăsc. Și apare conflictul în Europa acum, pentru că unii spun să-i primim, și vezi cazul Angela Merkel, Germania, iar alții, cum e Viktor Orban, spun nu-i primim, că nu e bine. Și se transmite ura, dezbinarea în Europa. În România avem unii care zic că trebuie să-i primim, alții că nu trebuie să-i primim. În România sunt unii care sunt naționaliști, alții care sunt patrioți. Trebuie să se urască între ei. Tot ce nu-i ca tine e împotriva ta și trebuie urât. Trăim într-o țară care și așa este vai de mama ei și în loc să ne unim forțele, să fim puternici, să luptăm împotriva jefuitorilor acestei țări, noi suntem dezbinați și la nivel de conducere a statului, la nivel politic, PDL, PSD se mănâncă între ei cum s-au mâncat întotdeauna opoziția cu puterea, suntem dezbinați și la nivel de populație. Mai vine și președintele și zice că trebuie să ne dezbinăm și să ne regionalizăm și la nivel administrativ. Ne urâm între noi pentru că unii sunt maghiari, că unii sunt români. Ne urâm între noi că unii sunt homosexuali, alții nu sunt. Ne urâm între noi pentru că unii vrem musulmani, alții nu vrem musulmani. Ne urâm între noi pentru că unii sunt patrioți și de ce nu sunt naționaliști? Ne urâm între noi din orice și găsim în orice, în absolut orice, motiv de ură, de dezbinare, de răutate, de violență. Ultimul caz este exact cel pe care l-am trăit eu pe viu. Cel legat de problema aceasta patriotism-naționalism. Dragii mei, am profitat de situația tristă, neprevăzută și nedorită a morții liderului PRM ca să pun la punct niște probleme în ceea ce privește mișcarea meritocrată. Constat de mai mult timp că în rândul telespectatorilor și mai puțin al membrilor mișcării meritocrate se regăseau foarte mulți simpatizanți ai PRM. Primul semn de întrebare pe care mi l-am pus
cu privire la acest lucru a fost ocazia alegerilor prezidențiale din toamna anului trecut sau din iarna anului trecut, din noiembrie-decembrie anul trecut, când am făcut un sondaj de opinie pe site-ul Mișcării Meritocrate, inițiat în cadrul emisiunii Actualitatea Românească, și am fost șocat să văd că după Klaus Iohannis, următorul preferat în rândul celor ce urmăreau emisiunea era Corneliu Vadim Tudor. Băi, am stat și am căzut pe gânduri. Am zis, bă, stai așa, mă, un pic. Că ceva nu e în regulă. Că eu nu sunt peremist. Eu nu sunt extremist. Este adevărat însă că eu mă declaram până astă primăvară ca fiind naționalist. Bă, am lăsat-o așa. Până astă primăvară când mă sună un avocat celebru de la București, cunoscut, mă rog, nu vreau să intru în detalii, că m-a rugat să păstrez discreția cu privire la simpatiile lui promeritocrate, și mi-a spus, zice, domn primul, zice, eu te simpatizez pe dumneata, dar, zice, ai o mare problemă. Care, domne, zic? Domne, zice, te tot autodeclar ca fiind naționalist. Da, domne, ce e rău în asta, am zis. Zice, domne, zice, nu e bine să te declari naționalist. Pentru că îi critici pe evrei, îi critici pe americani, îi critici pe țigani, îi critici pe homosexuali. Domne, o să fii repede etichetat ca fiind naționalist extremist și o să ai de suferit. Păi, am zis, ok. M-am uitat și eu în dex să văd care e diferența între naționalist și patriot. Că el mi-a zis, domne, tu ești patriot, nu ești naționalist. Naționalist e Vadim. Bine, zic, hai să intru și eu să văd ce înseamnă naționalist, ce înseamnă patriot. Și m-am lămurit și am zis, stop, tată. Stop. Nu mai, că eu chiar nu sunt naționalist. Eu îmi iubesc țara, îmi iubesc neamul, dar nu-i urăsc. Nici pe evrei, nici pe unguri, nici pe țigani, nici pe homosexuali. A, că îi critic? Îi critic, dar nu-i urăsc. Și atunci n-am de ce să mă declar naționalist. Și mă declar patriot. Bun. Ei bine, dragii mei, nu trece mult și apare legea 217, această lege ticăloasă care lovește în plin în spiritul românesc, care îi lovește pur și simplu în temelia acestui popor. Nu mai ai voie să vorbești despre trecutul țării tale, nu mai ai voie să fii mândru că ești român, și toate astea se întâmplă pe o lege, această 217, promovată de niște români sadea, jet be jet, și votată în Parlamentul României, atenție, singura lege de care știu eu în Parlamentul României, votată fără niciun vot împotrivă. O lege impusă de Uniunea Europeană și la fundamentul căreia, la baza căreia, stă noua ordine mondială. De ce? Pentru că asta înseamnă noua ordine mondială. Fără națiuni, fără state, fără culturi, fără civilizații, fără religii. Totul la comun și toți la fel. Ei bine, am luat atitudine împotriva acestei legi 217. Cred că e o lege ticăloasă. Cred că trebuie eliminată. Dar, citind legea, imediat ce a apărut, pentru că trebuia să o fac, să mă documentez ca să fac emisiunile, am constatat un lucru. Că imediat ce va dori cineva să facă rău unui român care se autodeclară naționalist, cum mă autodeclaram eu până cu puțin timp în urmă, nu trebuie decât un lucru să facă. Atenție, în legea 217 apare în mod special stipulat că se condamnă cu pușcărie de la 6 luni la 5 ani și caracterul naționalist, declarațiile naționaliste, acțiunile care au la bază acest caracter naționalist. Sigur că încă nu s-a pus în aplicare, încă n-am auzit nimeni să fi intrat în pușcărie
pentru că s-a autodeclarat naționalist. Dar baza legală există pentru așa ceva. S-a creat baza aceasta legală. Și oricând poate fi pusă în aplicare. În clipa în care eu mă declar naționalist, nu mai lipsește decât un lucru. Să-i mai critic o dată pe țigani sau pe homosexuali. Și imediat se va spune, primul, tu ești naționalist, dar ești un extremist, pentru că, uite, i-ai criticat pe homosexuali. Pentru că ai criticat pe musulmani, ai zis să nu vină în țară. Păi ești extremist dacă ești împotriva lor. Eu am crezut că naționalism și patriotism înseamnă același lucru. Adică să-ți iubești țara și neamul. Dar am aflat că nu e același lucru. Am aflat că cei ce fac dicționarul limbii române au făcut o actualizare a dicționarului limbii române în care afirmă că naționalism implică xenofobie, șovinism, ură. Păi bă, fraților, am zis, stai așa. Că dacă eu perseverez în prostie, dacă merg mai departe pe această linie a naționalismului, eu dau apă la moară dușmanilor României și vor spune, uite, primul, naționalistul. Și vor veni la mine, băieții cu minți, cu ochii albaștri, și vor zice, primul, tată, ne pare rău, uite, conform legii, uite aici, ce specifică dicționarul limbii române, uite aici legea 217, trebuie să te băgăm în pârnaie un pic. Sau ea schimbă discursul. Ea nu mai vorbi tu așa împotriva la ăștia și la ăștia și la ăștia. Ea nu mai fi tu așa de pornit împotriva noi ordini mondiale. Ea schimbă discursul. Mai mult. Primul, dacă nu asculți, te ducem și pe tine în pârnaie și punem și eticheta de naționalist, socialism, de fascism pe mișcarea meritocrată. Și o să aibă de suferit și membrii mișcării meritocrate. Și atunci mi-am zis, bă, băiete, stai așa. Trebuie să perseverez în prostie, să continui să mă bat cu pumnul în piept că sunt naționalist, sau să fiu corect, să mă reevaluez, să văd că nu corespund cu ceea ce spune Dexul actualizat al limbii române cu privire naționalism, să realizez că eu nu sunt decât un patriot care își iubește țara și neamul, dar nu urăște pe nimeni, doar critică pe alții, și să nu pun în pericol nici viitorul meritocrației și nici pe al meu. Ei bine, chestia asta am făcut-o printr-un articol explicativ sigur că da, pe care l-am postat pe Facebook. Am avut o surpriză extraordinar de plăcută să văd un succes mare de tot al acestui articol. Articolul cel mai de succes din toate pe care le-am scris eu până acum. Cu foarte multe vizualizări și cu foarte multe aprecieri regăsite sub formă de like-uri la acest articol. Însă, am constatat și că au existat aproximativ 20-30 de indivizi, oameni cu apucături ancestrale, instinctive, oameni cu apucături violente, care au sărit în sus. Că de ce aș fi eu patriot și nu naționalist? Că ce am eu împotriva naționaliștilor? Că de ce dau eu exemplu dicționarul explicativ și legea 217? Ca și cum eu le-aș fi făcut. Faptul că le explicam. Stați, băi, oameni buni, că e o problemă. Uitați-vă cu ce ne confruntăm. În loc să sară să spună, primul, hai să facem ceva împotriva legii 217, eu o sări la gâtul meu să mă muște. Dragii mei, eu nu pot să le fac pe plac celor ce ar dori să dăm un caracter naționalist mișcării meritocrate și să ne băgăm singuri în rahat. Eu nu pot să fac asta. Cu atât mai mult, cu cât îmi dau seama și mi-am dat seama și în urma citirii reacțiilor la articol, că foarte mulți dintre românii care se autodeclară naționaliști sunt același soi de naționaliști cum eram și eu până să mă luminez la cap. Adică sunt iubitori de țară, sunt mari patrioți și ei cred că a fi super patriot înseamnă a fi naționalist. Se află într-o eroare semantică.
În realitate, a fi un mare patriot e diferit de a fi naționalist. Pentru că patriotismul înseamnă doar să-ți iubești țara și neamul, în vreme ce naționalismul înseamnă să-i urăști pe cei ce nu sunt ca tine. Pe cei ce nu sunt ortodoxi ca tine, pe cei ce nu sunt cu orientare sexuală ca tine, pe cei ce sunt jehoviști, musulmani sau altceva. Și, dragii mei, foarte mulți dintre cei ce se autointitulează naționaliști nu sunt oameni plini de ură. Am fost impresionat să văd că doar aproximativ 2-3% dintre cei ce mi-au citit articolul au reacționat cu ură și violență. Sigur că da, nu există pădure fără uscături. Sigur că da, există 2-3% oameni bolnavi, oameni care au sufletele încărcate de ură și răutate. Nu putem face abstracție de ei. Există și între români, există și între nemți, și între unguri, și peste tot există din ăștia. Ăștia sunt o plagă. Ăștia sunt niște oameni bolnavi. Numai că atenție! Vin vremuri care îi face să înflorească. Ne îndreptăm spre acele vremuri care au născut și neonazismul, care au născut și nazismul, care au născut Holocaustul, care au născut Auschwitz, care au născut ura de rasă, care au născut intoleranța. Vin astfel de vremuri. Uitați-vă de la o zi la alta cum cresc tensiunile interumane, cum crește gradul de nervozitate al oamenilor. Va fi o chestiune foarte dificilă pentru noi, poporul român, să menegeriem acest fenomen și să facem ca acești 2-3% de turbați să nu ajungă să-și impună felul de a fi și de a gândi celorlalți majorități. Noi, cei echilibrați, raționali, noi cei ce ne iubim țara, ce ne iubim neamul, dar o facem într-un mod moderat, într-un mod echilibrat, va trebui să luăm atitudine împotriva acestor zănatici. Ce mă doare și mai tare este să văd că în jurul meu am avut câteva persoane care, vă spun exact, 3, care păreau a fi foarte apropiați, care făceau presiuni imense asupra mea să devin naționalist și să dau o orientare extremistă în mișcării meritocrate, și unul din ei l-ați văzut la congres, un individ care mi-a fost mare prieten și care mă lingușea și mă peria după fiecare emisiune și care brusc în dimineața congresului mi-a zis că o să mă desfințeze. Că și-a adus el aminte că în urmă cu câteva luni am zis nu știu ce. Sigur că da, sala a reacționat extraordinar și l-a eliminat. L-am eliminat și eu din viața mea. După el a urmat o altă persoană care se dădea mare meritocrată. Sigur, n-am cunoscut personal, doar pe Facebook, dar mare meritocrată. Se dădea ca fiind o persoană care este un simbol al meritocrației. Chiar peste mine. Ei bine, când am spus că eu nu sunt naționalist și extremist, am devenit principalul dușman și inamic al acestei persoane. Ciudat, nu? Să fii mare meritocrat? Atenție! În doctrina meritocrată, socială și economică, nu există niciun cuvânt despre aceste chestii, despre ce are meritocrația, doctrina socială și economică, cu religia sau cu patriotismul și naționalismul. N-au nicio treabă. E bine, persoana asta era foarte meritocrată, dar numai în condițiile în care meritocrația ar fi devenit o organizație extremistă, violentă, așa cum e persoana care se autointitula mare meritocrat. Acum, împroașcă noroi pe peste tot, mă discreditează pe peste tot, vine cu fel de fel de minciuni și invenții și inovații, după ce vreme de un an de zile m-a lins în fund zi de zi. Eram cel mai tare, cel mai grozav. Ce obraz gros trebuie să ai
După ce ai periat un om de zile, un an de zile, să vii și să întorci placa la 180 de grade doar pentru că nu ți-a făcut pe plac să îngroape mișcarea meritocrată. Mai am în jurul meu o persoană care tot așa era o mare admiratoare a meritocrației și a mea și care mi-a spus că nu. Nu e bine ce am făcut, că mișcarea meritocrată trebuie să devină o organizație naționalistă, eu trebuie să fiu naționalist, chiar cu riscul de a face pușcărie și chiar cu riscul ca mișcarea meritocrată și membrii ei să fie etichetați ca fiind în afara legii. Ce ușor e să spui unuia, bă, du-te la pușcărie, mă. Bă, distruge mișcarea meritocrată. De ce? Că așa îmi doresc eu, mă, să devii un erou. Da, îmi pare rău. Aș face multe pentru țara asta, dar în pușcărie nu o să mă duc. Nu o să mă duc pentru că, în primul rând, nu fac bine țării astea dacă mă duc în pușcărie și nu o să mai pot ține această emisiune. Și nu fac bine nici meritocrației, care ei se va pune ștampila definitivă de organizație fascistă sau neonazistă. Ei bine, dragii mei, plâng cu un ochi, dar râd cu altul. De ce? Pentru că după această săptămână agitată, mișcarea meritocrată a ieșit mult întărită. În primul rând, că am depășit 13.000 de like-uri pe Facebook. În al doilea rând, că n-am pierdut niciun membru al mișcării meritocrate. Ba din contră, am câștigat peste 100 de noi membri ai mișcării meritocrate. Am lămurit și aspectul legat de noțiunile acestea discutabile, chestiuni de semantică legate de naționalism și patriotism și cred că acum am făcut și un pic de curățenie în organizație prin faptul că ne-am debarasat de pereniști. Am separat grâu de neghină. Sigur că da. Poate am pierdut un 5-10% la numărul de telespectatori ale emisiunii. Nu e nicio problemă. Prefer să avem calitate decât cantitate. Nu e nicio problemă dacă suntem cu 10% mai suntem, nu suntem mai puțini, că în mișcarea meritocrată nu suntem mai puțini. Dacă sunt mai puțini telespectatori, pentru că ar fi fost și ciudat o mișcare ca cea meritocrată să aibă în componența sa membrii care să fie naționaliști extremiști. Ei bine, dragii mei, cam asta ar fi legat de meritocrație și de emisiunea, de ultima mea emisiune. Trec acum la ultimele evenimente pe plan politic, intern și internațional. Iată un eveniment foarte important, este faptul că avem un nou ambasador american la București. Hans Klemm, recent sosit în țară, a transmis un mesaj în limba română într-un clip video publicat de ambasada SUA la București. El spune că țelul său ca ambasador este să consolideze parteneriatul strategic între cele două state și să sprijine respectarea statului de drept și lupta anticorupție. Ia auziți, ce interesează pe americanii? După ce vreme de vreo 5 ani n-au avut ambasador în România, oficial, că neoficial au avut ambasador pe George Maior și Traian Băsescu. Ei bine, cât timp au avut ambasadori în România de ai noștri, adică pe Băsescu și pe Maior, nu le-a trebuit ambasador. Corect. Ce rost are să trimiți în România un ambasador când tu ai doi? Unul e președintele și celălalt e șeful SRI. Păi ce-ți mai trebuie încă unul? E o chestie de până la urmă de economie. Faci economie la buget. Dar, iată că acum, odată cu pierderea celor doi ambasadori, unul a fost retras acasă, iar celălalt a fost tras pe linie moartă de poporul român, s-au văzut americanoizii fără ambasador în România. Și sigur că da, situația geostrategică cerea imperios un nou ambasador. Victor Ponta s-a dovedit a fi ambasadorul altora la București. Klaus Iohannis s-a dovedit și el a fi ambasadorul altora la București. Cei doi șefi ai serviciilor secrete se pare că și ei
sunt ambasadorii altora. În condițiile astea, americanii nu mai aveau ambasador la București. Și normal, mai lași economia deoparte și trimiți un om acolo. Că aici ai un punct fierbinte în zona Ucrainei și a Rusiei. Și iată, l-au trimis pe băiatul ăsta simpatic, care vine și spune sincer, pe șleau. Problema lui este parteneriatul strategic. Adică să poată să-și aducă trupe și armament aici ca să creeze un punct de presiune asupra Rusiei, fără să întâmpine opoziție. După aia, al doilea, este respectarea statului de drept. Ce înseamnă să respect statul de drept? Adică niciun caz schimbarea Constituției actuale cu una meritocrată. Adică statul de drept este statul actual care înseamnă statul noi ordini mondiale. Adică statul în care ei, americanoizii, controlează justiția, procuratura, SRI-ul, poliția, guvernul și parlamentul. Cum îi controlează? Foarte ușor. Cu ajutorul simpaticei doamne Kövesi, care cum deschide gura vreun parlamentar și votează împotriva Roșiei Montane sau zice ceva împotriva trupelor americane în România sau nu e de acord cu redevențe zero pe petrolul extras de Chevron și de Exxon, pac, îi găsim ceva, a fluierat în biserică, hai, la cercetări, la pârnăiță, nu că n-ar trebui. Dar atenție, lupta aceasta anticorupție din România nu se dă în spiritul dreptății. Se dă în spiritul intereselor americane în România, să fie clar. Nu că borfașii ăștia de politicieni ai noștri n-ar merita să intre la pușcărie, dar ei nu intră la pușcărie pentru a se face dreptate. Lor nici măcar nu li se confiscă averile făcute ilegal, prin șpagă. Nu. Ei intră la pușcărie doar ca și instrument de presiune asupra lor să voteze în Parlament, să decidă în guvern, în baza intereselor americanoide în România. Tony Greblă, dragii mei, nu intră la pușcărie pentru că a primit cadou, șpagă, o rochie de mireasă și 10 capre. Intră pentru că acolo, la Curtea Constituțională, era reacționarul care nu vroia să voteze și să se voteze și influența și pe aia să voteze împotriva intereselor lui Traian Băsescu și ale celor ce slujesc noua ordine mondială. Victor Ponta este trimis în judecată acum pentru o chestie care este puerilă, dragii mei. Se știe, sigur, o să fiu acuzat acum iară că sunt pro-Ponta. Se știe însă de ani de zile că mereu l-am antipatizat pe Ponta și că Ponta mi-a făcut mult rău mie. Se știe bine că nu sunt un simpatizant al lui Ponta, dar motivul pentru care îl judecă acum și îl hărțuiesc ca să-l dea jos din funcția de prim-ministru e pueril, este o prostie, e o balivernă. Sigur că nu l-au putut dovedi cu altele. Nu l-au putut dovedi că a luat șpaga de la Rompetrol și nici nu trebuie dovedit. De ce? Pentru că în șpaga aia de la Rompetrol sunt implicați și neoconii, și păpușarii, și Wesley Clark. Wesley Clark, consilierul lui Victor Ponta, era și consilierul lui Caz Munaigaz. E cum se leagă treburile. Și ce fain se ung rotițele ca să semneze Pontache cu mâna lui renunțarea la datoria Caz Munaiului către România. A? Păi cum să te legi de chestia asta? Că dacă te legi de afacerea Caz Munai ca să îl bulești pe Ponta, dai automat și în Wesley Clark. În neoconul Wesley Clark, în ambasadorul noi ordin mondiale pe România. Nu merge. Cu altceva, cu ce să-l mai agăți? Păi nu prea mai e, că a avut grijă Ponta, că în rest să nu lase urme. Și atunci îl ataci cu chestie, cu șova, cu astea, unde nu e nici pagă de la EADS, nici de la Microsoft, nici de la Caz Munai, dai acolo unde dai numai în el, nu și în prieteni. Asta este explicația pentru care Victor Ponta este chemat în judecată în mizeria asta de proces. Ca să vedeți cum se fac procesele în România. În curând în România
se vor inventa procese tuturor celor incomozi. Fie că vor fi procese de genul acesta, de tip economic, o să scăsească, că n-ai plătit nu știu ce amendă de acum 10 ani. Păi n-am avut amendă, ba da, uite-o, ce aduci, da, pușcărie. Sau o să-ți găsească în baza legii 217 că ai dat share la un articol despre Antonescu sau că ai dat like la un articol despre Zelea Codreanu. Să vedeți cum o să fiți luat pe legea 217. Sau o să fi luat că te-ai autodeclarat naționalist și uite un articol în care îi urăști pe unguri. Hai! Cu bază legală. Când v-am spus, haideți alături de mine să luptăm împotriva legii 217, n-a venit nimeni. Nimeni. Nu e interes pentru asta. Toți așteptați să fac eu ceva. Am primit sfaturi. Primo, ia fă asta, contestă la Curtea Constituțională. Stați mă, dar eu, e țara mea numai pentru mine. Numai pe mine mă deranjează legea 217. Eu primesc indicații prețioase. Cum să fac, cum să mă lupt pentru țară. De la naționaliști. Naționaliștii sunt cu hau-hau și eu, patriotul, trebuie să fiu cu faptele. Eu trebuie să intru în pușcărie ca să se bucure naționaliștii. Păi nu se poate așa. Păi dacă sunteți naționaliști, veniți, tată, și dovediți și cu fapta, nu numai cu hau-hau, nu numai lătrând. Ei bine, dragii mei, Pontache e pe drumul fără întoarcere. E clar, e hărțuit din toate părțile, se pun presiuni uriașe și eu mă mir că încă mai rezistă. Că eu n-aș fi rezistat nervos atâta cât a rezistat el să stau în funcție. Vă dați seama ce mult iubește scaunul ăla? Ce drag e să fie prim-ministru? Păi plecam de mult, frate! Dragoste cu deasila nu se poate. Băi, frate, se pun așa presiune pe tine și tu trebuie să te îndârjești să rămâi prim-ministru. Dar ce are scaunul ăla de prim-ministru așa fantastic? Ei bine, l-au terminat. L-au chemat în judecată pentru 17 infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată. De ce? Că sunt 17 facturi prin care Ponta i-a dat bani cadou. Dar facturi pe care s-a plătit TVA, s-a plătit impozit pe profit, totul. Stau și mă gândesc, dacă eu, de exemplu, fac contract mâine cu firma amantei mele și îi spun, bă, fată, ia, facem un contract de consultanță și îți dau eu ție bani, de la SRL la SRL. Sigur că eu, pentru bani, ea nu mai plătesc impozit, dar plătește ea, statul nu-i prejudicea cu nimic. Dă o formă sub care eu vreau să-i fac cadou SRL-ului ei niște bani. Care-i problema? Statul nu pierde nimic. E bine, pentru fiecare factură pe care eu fac, se consideră un fals în înscrisuri, cum vedem în cazul Ponta, auziți, și complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani, alături de alte 4 persoane, între care senatorul Dan Șova și directorul complexului Rovinari. E bine, eu vă spun o chestie. Dacă Ponta va fi condamnat pentru asta, veți găsi în România încă 1 milion de oameni care pot fi condamnați pentru chestii asemănătoare. Se creează un precedent incredibil. Între SRL-uri se obișnuiește să se facă așa ceva la mare, la greu. Ei bine, Liviu Dragnea a declarat, referindu-se la trimiterea în judecată a premierului, că PSD își dorește să rămână la guvernare. Practic, Liviu Dragnea a negociat în ultimele zile, în ultima săptămână, cu Klaus Iohannis și cu Gabriel Oprea, să accepte schimbarea din postul de prim-ministru al lui Victor Ponta, dar să fie făcut un nou guvern în care prim-ministru să fie tot un membru PSD. N-au căzut la pace. Gabriel Oprea abia așteaptă. Nici nu și-a dat duhul Ponta și deja Gabriel Oprea se gândește la ciolanul suprem. El a declarat că ar reprezenta o soluție pentru funcția de premier, dar a ținut să-și reafirme susținerea pentru primul ministru Victor Ponta. Deci, dragii mei,
Domnul Gabriel Oprea, fost chelner, fost bodyguard al lui Miron Cosma, fost șef al mafiei personale al lui Adrian Năstase, cum îl numea Traian Băsescu. Apoi fost șef al mafiei lui Traian Băsescu, cum îl numea Adrian Năstase. Mare îndrăgostit de Victor Ponta în anii de ascensiune al lui Pontache. Și mai nou, mare îndrăgostit de Klaus Iohannis, iată, visează acum să ajungă prim-ministru. Nu te mai miră nimic în țara asta. Mâine, poi mâine, o să auzim că vine vreun, nici nu mai spun, că vine vreun Zgonea și vrea să fie prim-ministru. Sau vreun altul, că nu mai dau nume, că nu vreau să-mi fac dușmani. Băi, fraților, ce a ajuns țara asta? Ce am ajuns? Cum e posibil din 20 de milioane de români să nu putem noi românii să ne trimitem în fruntea țării, a guvernului, un om de mare valoare, morală în primul rând și profesională? De ce nu putem noi românii să facem treaba asta? Ce e așa de fantastic să fie țara guvernată, condusă de un om de mare probitate morală și profesională? De ce nu? Nu pot să înțeleg și nu o să înțeleg niciodată. De ce mereu trebuie să ne alegem în ultimii 25 de ani dintre cei mai găunoși, mai mafioți și mai ticăloși și mai imorali? De ce? Nu pot să înțeleg. E un blestem, dragii mei. Ei bine, o să revin la momentul demisiei lui Victor Ponta, care e foarte aproape, cu un rechizitoriu pentru tot ceea ce s-a întâmplat în perioada domniei lui. Pregătesc o emisiune dedicată cu acest prilej, în care veți vedea adevărul despre domnia lui Ponta, cel iubit de popor. Trec acum la ultimul episod, la ultima știre, și care mi se pare cea mai mediatizată în România, cea legată de exodul, migrația musulmană în Europa. John McCain, unul dintre arhitecții noi ordini mondiale, neocon american și unul dintre principalii artizani ai războiului din lumea arabă, din Orientul Mijlociu, naș și aliat de nădejde al organizației ISIS, dragii mei, cu dovezi, le găsiți pe internet sau în articolul scris de mine, până și poze de al lui John McCain împreună cu șefii ISIS, a declarat referitor la atitudinea Ungariei de a bloca accesul emigranților musulmani în UE că Victor Orban e un dictator neofascist. Este incredibil cum unul dintre cei ce conduc Statele Unite ale Americii îl numește pe primul ministru a unui stat aliat NATO neofascist. Păi dacă aliatul tău e neofascist, mă gândesc că și tu ești neofascist. Păi cum poți să ai tu, America, aliată în NATO, o țară a cărei prim-ministru e neofascist? Este aberant, e noaptea minții. Ei bine, dragii mei, acest Victor Orban este neofascist pentru că nu acceptă ordinele neoconilor ale noi ordini mondiale de cotropirea Europei de către islamiști. Victor Orban a spus nu, pe aici nu se trece. În Ungaria n-au ce căuta. Ei bine, din cauza că nu acceptă acest lucru, această consecință a războiului creat de neoconi în Orientul Mijlociu, Victor Orban, pac, ștampila, neofascist. Așa cum o să mi se pună și mie, probabil. Și cum mi s-ar fi pus deja, probabil, dacă m-aș fi declarat naționalist. Neofascist. Îți iubești țara? Nu vrei să te conformezi noi ordini mondiale? Neofascist. Pac! Cum să fii neofascist? Că nu vrei să primești în țara ta imigranți. Păi băi, oameni buni, păi împotriva legii să primești imigranți. E lege în toată Uniunea Europeană. Este libera circulație a cetățenilor Uniunii Europene. Dar să intri în țară
Să intri în Uniunea Europeană fără acte legale, fără viză, dacă nu ești membru al UE, este ilegal. Ceea ce se întâmplă acum cu exodul acesta, cu intrarea în Uniunea Europeană a acestor zeci, sute de mii de islamiști, de emigranți arabi musulmani, este în afara legii. E ilegal. Victor Orban nu face decât să ceară respectarea legislației Uniunii Europene. Interzicerea accesului în Uniunea Europeană de către non-membrii UE fără viză. Ei bine, pentru asta e făcut neofascist. Că respectă legislația Uniunii Europene și vrea să protejeze Uniunea Europeană de această invazie. E neofascist. Este incredibil. Cum își permite să tragă cu tunurile cu apă în musulmanii care vor să intre cu forța, cu forța și fără documente legale în Uniunea Europeană? Păi ce poți să faci altceva? Dar ei, neoconii americani, când trag cu tunuri cu apă și cu gloanțe de cauciuc, în negri care cer dreptate și cer să nu mai fie abuzați de către poliția americană, e voie. Deci în America e voie să tragi cu tunurile cu apă în cetățenii tăi. Ei bine, în Europa n-ai voie să tragi nici în aia care vor să încalce legea și care folosesc forța pentru a pătrunde pe teritoriul Uniunii Europene. Ca să vedeți cum se pune eticheta de neofascist. Și dacă e neofascist și zice asta John McCain, s-a terminat cu Victor Orban. Așteptăm să facă un cancer galopant sau să-i se prăbușească avionul, nu? Cum s-a întâmplat și cu alți președinți care n-au încercat să se conformeze noi ordini mondiale. Dar avem și cazuri pozitive, exemple pozitive pentru noua ordine mondială. Avem și oameni care sunt pe plac. Lui George Bush, lui John McCain, lui George Soros, familiilor Rothschild, Rockefeller, etc. Avem și oameni care sunt așa cum trebuie. Angela Merkel a avut de înfruntat zilele trecute critici fără precedent din partea partenerilor politici și chiar a colegilor din Uniunea Creștin-Democrată. Și Horst Seehofer, ministrul președinte al Bavariei și lider al Uniunii Creștin-Sociale, a declarat că deschiderea porților Germaniei în fața imigranților este o greșeală istorică comisă de Merkel. Apoi Merkel a avut de suportat și nemulțumirile exprimate de liderii din alte landuri germane, care pe bună dreptate spun că sunt copleșiți de valuri de imigranți. Când totul părea aproape pierdut pentru Angela Merkel, pe scena politică internă, cancelarul adoptă o poziție surprinzătoare. Nu numai că nu face un pas înapoi, dar contraatacă puternic și într-un mod surprinzător pentru această adevărată doamnă de fier a Europei. Și zice așa ea, dacă astăzi ar trebui să-mi cer scuze pentru imaginea pozitivă pe care am arătat-o atunci, atunci Germania nu ar mai fi țara mea, a spus Merkel într-o răbufnire televizată. Juncker, presat de Merkel, face de câteva zile tranzacții de culise, adoptă un ton care pendulează între rugăminți și amenințări cu privire la cotele de emigranți pe care le vor primi statele UE. Pe acest fundal are loc cel mai mare șantaj din istoria Uniunii Europene. Germania a amenințat că dacă statele membre nu vor accepta cotele obligatorii în semn de solidaritate cu ea, unul din pilonii de bază ai Uniunii Europene, libertatea de mișcare în interiorul UE, va cădea. Practic, Angela Merkel îi șantajează pe este europeni, pe români, unguri, bulgari, polonezi, că dacă nu acceptă cotele de imigranți, s-a terminat cu intrarea, cu libera circulație și cu intrarea noastră fără viză în Germania. Zilele spațiului Schengen par numărate, avertizează Berlinul. Juncker chiar a îndrăznit să scrie pe contul său de Twitter că pentru a menține granițele deschise între UE și statele membre, avem nevoie de mai multă Europă și de mai multă solidaritate în gestionarea crizei refugiaților. Mai pe scurt spus, cine nu acceptă zecile de mii de imigranți, nu mai pupă circulație liberă în Uniunea Europeană. Totodată, Berlinul șantajează într-un mod grobian prin vocea ministrului de interne că statele care nu acceptă cote obligatorii de refugiați
ar trebui să fie sancționate. În acest sens, oficialul german a amintit că țările care resping schema de relocare propusă de Comisia Europeană sunt beneficiare de fonduri europene. România, Ungaria, Cehia, Slovacia s-au opus impunerii de cote obligatorii de refugiați pentru state membre, dar beneficiază de fonduri europene. Ei bine, acele așa numite fonduri structurale. Ei bine, dragii mei, ci că nu ne mai dau dacă nu primim emigranți. Dar ceea ce nu știți voi, românii, probabil, este că pentru fiecare euro, pentru fiecare un euro pe care noi îl primim ca fond în România, din România ies 1,15 euro care se duc în Germania pentru achiziții de utilaj, tehnologie și așa mai departe. Practic, din toate aceste fonduri pe care le primim noi, România, la grămadă, la total, cel mai mult are de câștigat economia, industria germană. De ce? Pentru că dacă tu, ca român, vrei să îți deschizi, să zicem, o firmă, un atelier de mecanic, un service, să zicem, îți dă fonduri Uniunea Europeană, adică Germania. Îți dă, vrei 100.000? 100.000. Dar trebuie să mai pui și tu încă 25%. Și să fac 125.000. Bani cu care trebuie să cumperi utilaje, dispozitive, SDV-uri din Germania. Deci, practic, ei ți-au dat 100.000 și li se întorc 125.000. Simplist, explicându-vă despre care este fenomenul. Deci, în România intră mai puțin bani decât ies în urma acestor ajutoare. Practic, România e ajutată să sărăcească în acest fel. Chipurile să se dezvolte. Dar, în realitate, România e transformată încă o dată într-o colonie în acest fel, din care se scot bani printr-o șmecherie, printr-o inginerie financiară a ajutoarelor structurale. Germania a ajuns să stoarcă solidaritate de la unele state membre prin șantaj. Singură a deschis cutia Pandorei, incitând fluxurile de imigranți să ajungă în Europa, promițându-le emigranților arabilor, că va avea capacitatea să absoarbă 800.000 de refugiați pe an pe teritoriul ei. A cerut chiar Parlamentul European să le acorde cât mai repede vize umanitare. Acum, descoperă Germania că a calculat prost atât propriile resurse, cât și consecințele politice, economice și sociale și pune piedici intrării emigranților în Germania, introducând controle la granița Germaniei. Adică spunând ungurilor, lăsați-i să vină, că odată ajungi la noi, nu-i lăsăm noi să intre. Dragii mei, este un haos total creat în Europa cu această problemă a emigranților. Sunt sute de mii și vor fi milioane și milioane. Vă spuneam într-o emisiune de acum 10-15 zile că România va primi nu 1.500, nu 1.700, nu 7.000. România va fi forțată, obligată și va primi 10.000 de emigranți. Vrea, nu vrea. Noi nu mai avem control pe țara noastră. Asta nu mai e țara noastră, e țara lor, a păpușarilor și ei decid. Ei fac legile. Nu numai în România, în toată Europa. Și dacă nu credeți treaba asta, ascultați și cruciți-vă mai departe. Consilierul prezidențial Leonard Orban a declarat joi că există între statele membre UE un sprijin din ce în ce mai masiv pentru introducerea cotelor obligatorii de refugiați. Iar această decizie s-ar putea să nu mai poată fi blocată. Citez, sunt din ce în ce mai puține state membre care se opun acestei decizii, ceea ce înseamnă că nu va exista o minoritate de blocaj. E foarte probabil să nu existe o minoritate de blocaj și în condițiile respective, decizia ar urma să se adopte, deci toate statele membre să fie obligate să primească un număr de imigranți conform cotelor propunerii Comisiei Europene. Eurocrații lui Juncker au răsuflat ușurați. Comisia a obținut ceea ce își dorea cu disperare. O legitimitate democratică prin faptul că Parlamentul European a votat săptămâna trecută rezoluția prin care se susține repartiția obligatorie a 120.000 de refugiați în Uniunea Europeană. Acum Juncker poate impune cât mai repede posibil politica sa coercitivă legată de obligativitatea absorpției de imigranți,
având susținere democratică și legală. Atenție! Parlamentul European, unde am trimis noi eurodeputați, câteva zeci de români care să ne reprezinte pe noi în Parlamentul European, acest Parlament European, incluzând europarlamentarii români, a votat pentru cote obligatorii de imigranți. Nu vi se pare că seamănă ce se întâmplă în Parlamentul României cu ce se întâmplă în Parlamentul Uniunii Europene, unde parlamentarii decid împotriva a ceea ce și-ar dori popoarele? Oare asta își doresc cetățenii Uniunii Europene? Să primească emigranți? Oare își doresc cu adevărat europenii care au votat pe acești eurodeputați să avem mii, zeci de mii, sute de mii de emigranți în țările noastre? Păi haideți să vedem ce zic sondajele de opinie din ultima vreme. Ele spun că europarlamentarii sunt în contradicție majoră cu doleanțele majorității cetățenilor din statele lor. 57% din cetățenii germani, conform ultimului sondaj de opinie, sunt împotriva imigranților din țări terțe. 57% din germani sunt împotrivă. Atenție, mai sunt încă un procent mare, foarte mare, care se abțin și doar un procent de până în 20% care sunt de acord. Deci 57% împotriva la 20%. Este zdrobitor. Germanii nu vor emigranți. Și totuși, eurodeputații trimiși de ei în Parlamentul European au votat pentru. Spun că ar prefera migrație profesională a unor cetățeni. Deci, pardon, majoritatea britanicilor, atenție, în cazul britanicilor, peste 60%, argumentează că sunt favorabili ieșirii Marii Britanii din UE din cauza pericolului pe care îl presupune imigrația din terțe țări. Să vedem ce e în Franța. În Franța e un procent de 56% din populație care se opun primirii de imigranți refugiați arabi. Deci, iată, avem sondaje de opinie în cele mai mari țări ale Europei care spun că între 56% și 60% din populația acestor state se opun. Cu toate acestea, în Parlamentul European, trimișii lor votează pentru, deci împotriva dorinței poporului. Unde e democrația? Unde e reprezentativitatea în sistemul ăsta, dragii mei? Cum sunt reprezentativi acești eurodeputați când votează împotriva ceea ce doresc alegătorii lor? Vă spuneam de multe ori că asta nu e democrație. E o mare păcăleală. E o mare minciună. Este o dictatură a mafiei politice, controlată, subjugată, marilor borfași cu gulere albe care conduc lumea astăzi. Dar să vedem ce e în țara noastră. În vreme ce la noi în țară forțele politice au ajuns la un consens privind respingerea ideii de cote obligatorie de imigranți, deci la nivel politic, PSD, PNL, UNPR, UDMR, toți la un loc, într-un glas, au făcut ce n-au făcut niciodată în 25 de ani și susțin aceeași idee. Nu cotelor de imigranți. Fantastic! Dar, în schimb, ce se întâmplă cu politicienii lor trimiși în Parlamentul European? Votează exact invers. Vezi, zice, bă, du-te, bă, primoștii, tu cum au votat eurodeputații PSD și PNL în Parlamentul European. Ei, uite că știu, dragii mei. E, am să vă spun cum au votat eurodeputații români în Parlamentul European, cum au respectat deciziile partidelor din care provin și dorințele alegătorilor a cetățenilor români. Ia uitați aici. Dintre toți parlamentarii români, doar doi s-au opus cotelor obligatorii. Și aia nu sunt români. Ciaba Șogor și Iuliu Winkler. Singurii care s-au opus și nu sunt români. Alți opt, Doru Claudian Frunzulică, Maria Grapini, Cătălin Ivan, Victor Negrescu, Laurențiu Rebega, Daciana Sârbu, Mihai Turcanu și Traian Ungureanu s-au abținut. Păi mă,
copii, de ce v-ați abținut, mă? Că partidele voastre, șefii voștri de partid s-au înțeles să vă opuneți cotelor obligatorii. Păi voi nu ascultați ce vi se spune de la partid? Bun, nu ascultați de la partid că sunteți patrioți, poate. Dar nu ascultați nici ceea ce vor cetățenii României. Că dacă se face un sondaj de opinie în România, o să fie 90% împotriva primirii de emigranți musulmani. Nu îi interesează pe acești stimabili europarlamentari români și s-au abținut, n-au votat împotrivă. Și ăștia sunt că buni. Ea a zis lista cu restul, cu diferența de 15 eurodeputați români care au votat pentru cote obligatorii de imigranți. Vă zice, bă, poate sunt neutri, poate sunt independenți, nu aparțin de niciun partid și poate nu sunt români. Ia să-i vedem. Victor Boștinaru, membru PSD, a votat pentru cote obligatorii de imigranți în România. Păi bă, băiatule, n-a zis PSD-ul că e împotriva cotelor obligatorii? Tu votezi împotriva partidului tău? Păi cum ești tu membru PSD? Eu întreb PSD-ul. Cum de nu a fost exclus încă acest Victor Boștinaru din PSD? Pentru că nu a respectat o decizie a partidului. Dar cum reprezintă el electoratul PSD? Când electoratul PSD e știut că este unul cu orientări ușor naționaliste și nu vrea musulmani în România. Păi cum votești tu, mă, Victor Boștinaru, pentru? Da, o să ziceți, poate că așa-s pesediștii. Eu zic, dragilor, următorul, Daniel Buda. Așa-l cheamă, nu-i zic eu, nu, deci nu l-am jignit. Daniel Buda, nu eu l-am jignit. PNL! Ia, ai crezut că numai pesediștii strădători de țară? Ia uite că mai sunt și ei peneliști. Andy Cristea, iarăși PSD. Mircea Diaconu. Bă, ăsta măcar e independent. Ăsta face ce-l taie capul pe el și ce crede el. Nu poți să-l acuzi de nimic. Cu toate că e tare iubit de români. Mă rog, țapă. Damian Drăghici. Uite că avem și de la UNEPR. Interesul național, dragii mei, interesul național. Sigur că da. Pentru UNEPR, interesul național funcționează numai când coincide cu interesul lor propriu. Înțelegeți? Când nu mai coincide interesul național cu interesul propriu, primează interesul propriu. Monica Macovei. Nu vă surprinde, sunt convins. Ramona Mănescu, PNL. Credeați că lipsește PMP-ul lui Traian Băsescu? Nu lipsește. Traian Băsescu tună și fulgeră împotriva emigranților, împotriva cotelor obligatorii de emigranți, dar omul lui din PMP, Siegfried Mureșan, omul propulsat de Traian Băsescu în Parlamentul European, Siegfried Mureșan de la PMP, a votat pentru cote obligatorii. Și nimeni nu vine la posturile de televiziune ale păpușarilor să spună, bă, Băsescule, nu ți-e rușine? Te dai mare anti cote obligatorii, te dai împotriva emigranților musulmani în România, dar omul tău, mâna ta dreaptă, votează pentru un Parlament European. Dar nu ți-e rușine, mă, Băsescule? Nu-l întreabă nimeni. Nu! Au grijă. Umblă cu mănușele, că aici e vorba de barosanii cei mari, înțelegeți? Deci trebuie să ai grijă ce vorbești la televizor. Altul, Norica Nicolai, PNL. Emilian Pavel, PSD. Vedeți ce echilibrați sunt împărțiți? Și de la PNL, și de la PSD, și de la UNEPR, și de la PMP. Din toate sunt iubitori din ăștia de România care nu vor musulmani. Băi, oameni buni, nu ne-au cucerit musulmanii? Nu ne-au cucerit în 600 de ani de istorie. De la 1400 până la anul 2000 n-au reușit să ne cucerească cu forțe armate, cu imperii, cu mohamezi, cu suleimani, cu de toate. N-au reușit să îngenuncheze țara asta și să o colonizeze cu musulmani. Uite, reușesc acum cu ajutorul lui Monica Macovei, al lui Siegfried Mureșan, al lui Boștinaru, al lui Ramona Mănescu, al lui Teodor Stolojan, al lui Cristian Preda, alt PMPist, al lui Claudiu Tănăsescu, al lui Adina Vălean, soția lui Crin Antonescu. Atenție, Crin Antonescu, marele arhitect al legii 217, creatorul
și cel ce a propus în Parlament legea 217, Crin Antonescu, și soția lui, iată, este iar o fată de treabă, cu o braț finuț, nu, de Uniunea Europeană, de UE, care votează și ea pentru cote obligatorii. Și Renate Weber, PNL. Bine, Renate Weber nu surprinde pe nimeni, pentru că știm probabil cu toții că este o emanație a Fundației Soros din România. Ea a și declarat pentru RFI că cifra de 6.000 de refugiați care ar reveni României nu e deloc exagerată. Ea e de părere că 1.700 de refugiați nu este o ofertă generoasă din partea României. Să ne fie rușine. Renate Weber, trimisă în Parlament de către voi, de către cetățenii români. V-ați dus și ați votat ca oile la cuțât, v-ați dus să votați. Hei, uite ce ați votat. Ați votat bine. Hei, dacă așa ați votat, păi acum luați-i pe musulmani și duceți-i acasă, dați-le să mănânce, îngrijiți-i, spălați-i și întrețineți-i. Că ea nu vine aici să muncească, dragii mei. Că ei nu obișnuiesc să muncească. Ei la ei acasă, în Libia, în Siria, în Irak, nu munceau. Pentru că ieșea petrolul din pământ, 10% își ținea dictatorul pentru el și restul se ducea în ajutor social cu care trăiau toți acești musulmani fără să muncească, fără să facă nimic. Și aduceau pakistanezi și indieni care munceau pentru ei, care le strângeau rahatul și munceau în, acolo unde era nevoie, în administrație. Dar ăștia n-au fost obișnuiți să muncească, că trăiau din petrolul care ieșea din pământ prin toți porii. Ăștia au trăit fantastic de bine, fără să facă nimic. Păi ce vine acum în România să muncească? Păi de aia i-a chemat Angela Merkel în Europa, la muncă? Rușine. Nu, tată, îi luăm acasă, le facem moschei, îi pupăm, îi îmbrăcăm, îi hrănim și le mulțumim că au venit. Păi și au și ei dreptate într-un fel. Păi de ce le-au distrus țara? De ce le-au furat petrolul? Că ei așa trăiau la ei în țară. Ei trăiau foarte bine, ei n-ar fi venit aici niciodată dacă nu le distrugeau țara și nu le furau petrolul. Dragii mei, încurcate căile Domnului și greu e să afli unde e adevărul și unde e dreptatea. Până la viitoarea emisiune care va avea loc atunci când vom împlini din nou targetul de 2500 de vizionări, vă spun ca de obicei, cu Dumnezeu înainte. La revedere!